Am văzut ce se întâmplă cu băncile și cu partea de acțiuni. Hai să vorbim puțin și despre zona cripto. Crypto winner sau loser după colapsul SVB? Raliul pe Bitcoin crește cu 25% în doar 3 zile. Se tranzacționează la pragul de 24.700 de dolari pe unitate. Doar ieri a avut un plus de 10%, în timp ce bursele au scăzut agresiv. Dominanța Bitcoin trece de 45% pentru prima dată după 10 luni. După câteva zile de panică, moneda stabilă USDC revine la paritate cu dolarul. În ultimele ore, peste 18.400 de criptomonede Bitcoin au fost depozitate pe Binance potrivit Crypto Quadrant. Pregătesc balenele o mișcare. Mergem la Ionuț Mazilu, președinte la Asociația Română de Blockchain și Criptomonedă. Bine ați venit! Bine v-am găsit, vă salut! Bitcoin a luat naștere după criza financiară din 2008, după cum bine știm. Acum, cu toate știrile negative din piață, are parte de un raliu. Ce similarități găsim cu acel moment și poate Bitcoin înlocui sau ajuta sistemul financiar actual? E foarte forțat afirmația că Bitcoin poate să înlocuiască sistemul financiar actual, pentru că piața cripto, după cum știm, este o piață tânără, se tot vorbește despre treaba asta, problema volatilității încă există în piață, nu s-a rezolvat, riscul investiției în criptomonede rămâne unul ridicat, însă există momente de acest gen în care o parte din capitalurile care se retrag, de exemplu, din bănci sau din alte piețe, vin în piața cripto și atunci avem parte de creșteri de acest gen. Acest lucru nu înseamnă că aceste creșteri sunt susținute sau că în acest moment avem parte de o schimbare de trend. Am mai avut intervenții și în trecut. Îmi mențin ideea și părerea că Bitcoin și piața cripto urmează să schimbe trendul doar după ce Bitcoin va ajunge undeva în zona de 12.000. Și așa să facem o comparație între ceea ce s-a întâmplat în trecut, de exemplu, în vechiul bull market în decembrie 2017 am avut Bitcoin la 19.000, în decembrie 2018 a fost 3.500, deci la un an diferență a avut un all-time low destul de mare, adică a fost la un nivel scăzut și o diferență considerabilă față de ATH-ul din 2017, ca în iulie 2019 să-l vedem din nou la 12.000 și în martie 2020 din nou la 5.000. La aproximativ sunt sume aproximative și le-am dat cu titlul de exemplu. Deci volatilitatea a fost și este în continuare și diferența din față de criza din 2008 este aceea că atunci nu exista Bitcoin, acum există Bitcoin, dar totuși nu putem să spunem că este un antidot în vremuri de criză. Criza încă nu este confirmată, deși este inevitabilă, nu este confirmată și e foarte greu să spunem că Bitcoin poate să înlocuiască sistemul financiar. Pentru că un sistem financiar clasic de, putem să spunem, 10 sute de ani nu poate să fie înlocuit pe o criptomonedă apărută de aproximativ 13 ani de zile și sunt multe alte elemente care sunt care fac parte din sistemul financiar care nu pot depinde de o singură criptomonedă. Cât de mult ne putem încrede în acest raliu până la urmă început în weekend când lichiditatea din piață era scăzută? E doar o mișcare artificială sau e un raliu care va continua? Din punctul meu de vedere, nu este un raliu care va continua. Cel mult putem să mergem până undeva în zona de 30.000, dar, repet, vom avea parte de o corecție până anul viitor, la începutul anului viitor, nu știu să zic, martie-aprilie. Probabil Bitcoin va corecta undeva în zona de 12.000 și atunci vom avea o perspectivă clară asupra schimbării de trend. De regulă, schimbarea de trend se face după halvingul și în următorul halvingul din blockchain-ul Bitcoin. Următorul halving este în 2024 și de regulă am avut un nou ATH cam la un an de zile după acel halving.
Deci încă mai stăm în această zonă și cel mai probabil o să avem o schimbare de trend din 2024 încolo. În regulă, mulțumim frumos pentru prezență și pentru răspunsurile oferite aici la Ce câștigați. Cu mare drag, o zi bună!